Privit ce peisaj avem aici, aseară nici nu am observat. Aerul a fost foarte umed, multă ceață, sacul de dormit este ud, la picioare la fel. Am strâng toate lucrurile, deja mă pornesc. Și când va fi soare, am să scot sacul să se usuce, că altfel prindem ucigari. Priviți câtă rouă! Până ies de aici, toată încălțămintea va fi udă. Aceștia nu sunt pur și simplu niște munți sau niște câmpuri. Sunt niște vulcane foarte, foarte vechi, care nu sunt active deja. Suntem în orașul Pozioli, care se află în golful Pozioli, pe malul Mării Tireneane. Deja de când merg am văzut 3 sau 4 magazine cu pește și chiar aici, pe mal, foarte tare miroase pește. Îmi plac foarte tare așa orașe. Chiar și oamenii care locuiesc în ele îmi par mai buni. Liniștiți, se plimbă, nu au treabă cu nimeni, nu se interesează de mine. Și în așa orașe sunt mai mulți turiști și nimeni nu se uită straniu la mine. Câteva minute în urmă mi-a scris o doamnă pe Instagram și acum merg să mă întâlnesc cu ea. Înainte nu am vorbit, acum așa, repede. Da, da. Dacă nu sunteți contra. Da, deci astea sunt pentru tine. Mulțumesc. Este ceva dulce și ceva sărat. Mulțumesc. Am spus puțin, nu, nu da. Asta e puțin. Ce vreau să te întreb, a trecut trenul? Da. Da. Nu dorești o valiză pentru asta? Ca să nu duci în spate rucsacul. Să o duc în mână? Eh. Nu cred, pentru că o să merg prin munți, după Napoli în jos și n-am să fie posibil, dar foarte greu să fie. Bun, dacă trenul a trecut, hai să luăm o cafea. Da, să te ajut. Nu, trebuie, nu vă faceți griji. Nu. Întâlnire foarte plăcută. Deja mă hrănește cu croissant. Poftă bună la toți. Mulțumesc pentru tot. Mie mi-a făcut plăcere că te-am cunoscut. Ești orgoliul nostru. Mulțumesc. Moldova. Te-am bubat dulce. Ciao. Zbor ușor. Mersi frumos. Vrea să... Eu n-am să reușesc. Reușești? Da. Sau nu? Da. Ciao. Din cauza mea, domnișoara a pierdut 2 trenuri pentru că a fost la magazin să-mi cumpere de mâncare. Am spus, nu-mi cumpărat, te rog mult, că nu am loc în rucsac. Mi-a cumpărat 2 pungi pline. Și acum trebuie să le fac cumva loc aici, dar nu cred că am să reușesc. Am să le mănânc astăzi, mâine, în 2-3 zile le mănânc pe toate. Să înțelegeți, acum e doar ora 11. Acum este doar ora 11, eu deja mănânc. Văd că sunt persoane care stau pe plajă, așa că am să caut și eu un loc și am să stau și eu puțin la soare. Pare este cald. Apa este puțin rece, dar pentru picioare este perfect.
Nu văd nicio persoană să se bage în apă. Stau doar pe plajă. Dar eu cred că am să mă bag. Cred că n-a să uite toți straniul la mine. Mi-am pus să se usuce și sacul. Am să stau nu mai mult de 2 ore, nu pierd mult timp. După care am să merg spre Câmpii Flegrei. Este ora mesei. Astăzi mâncăm așa crembuște în aluat sau cărnață în aluat, nu știu exact ce este. Pe malul mării. Poftă bună vouă, poftă bună mie. Vă spun despre ce vorbesc bătrâneii. Acolo domnișoară stes pe plajă, se bronzează. Și ei vorbesc de fundul ei, că e ultimul model. Acum am să vă arăt toate lucrurile care le am în rucsac. Așa, asta se pune deasupra la rucsac în plouă, să-l protejeze. Haine, geaca, geaca de ploaie, saci de gunoi, două sticle pentru apă. Aici am doar mâncare. Cam atât am. Undeva pe 20 de zile. Aici medicamente, geluri de duș, săpun. Așa. Aici sunt actele, ciorapii, sacul de dormit, covorașul. Acestea sunt hainele cu care mă îmbrec doar când mă culc. Și am baterii, încărcătoare și așa mai departe, chestii din astea, o lanternă, o husă pentru acte dacă plouă și deja rucsacul, bețele, în rucsac mai am scoci pentru țânțari, acșeață, baterie solară, powerbank-urile, telefonul. Cam atât. Acestea sunt toate lucrurile și toate încap în acest rucsac. Nu știu cum la voi, dar eu dacă stau mult timp la soare, mă obosesc. Acum mi-am strâns toate lucrurile și merg spre Câmpii Flegrei. Asta e artă pură. Deodată vedem ce a vrut să spuie autorul și ce era în cap autorului. În timpul când a redat această imagine nouă. Și aici un autor neîncrezut, doar a început lucrarea, dar încă n-a finisat-o. Am ajuns până sus. Acestea sunt Câmpii Flegrei. Ceea ce vedem este craterul unui vulcan. Și aici putem vedea cum iese abur de sub pământ. Este cam departe, dar se vede. Pentru că zona este închisă. În alți ani se putea de intrat, dar acum deja nu se mai poate. Putem observa chiar și pietrele au altă culoare acolo, lângă aburi. Și este un miros a canalizației.
foarte tare miroase. Chiar și aici, mai aproape de mine, la fel, se vede cum e saburii de sub pământ. Acum și acolo mai bine se vede. S-a activat puțin. Am ajuns și aici. Acum îmi setez navigatorul și deja am să merg spre Napoli. Desenele de așa tip pe pereți chiar îmi plac. Asta chiar este o artă. Voi ce părere aveți? Merită să existe așa o artă. Mai am încă 2 km până în Napoli, dar astăzi nu trebuie să-mi caut un loc unde să dorm, pentru că pe Facebook mi-a scris doamna Daniela, încă o persoană bună care vrea să mă ajute și astăzi am să dorm la ea. Și arată primele blocuri din Napoli. Să nu uităm că Napoli este un oraș foarte vechi, cu o istorie foarte, foarte frumoasă, dar aceste lucruri deja toate mâine am să le arăt. Acum am să găsesc un loc unde să mă opresc și unde am să mă întâlnesc cu doamna Daniela. Acesta e punctul unde am să mă întâlnesc cu doamna Daniela. Așa arată noaptea. Acolo avem zoo. Pentru că eu nu merg doar prin orașe, merg prin păduri, prin munți, prin câmpuri și acolo cu valiza este imposibil. Am o mică frică de ele, dar decât să dorm pe pământul rece, mai bine dorm pe o saltea plină cu insecte. Când merg mai mult, piciorul încă mă doare, dar nu vreau să vorbesc în fiecare vlog despre asta. Acum am 63 de kilograme și 1,86 m. Da, pentru că îmi plac vulcanele, dar și foarte tare am vrut să văd insula Sicilia și m-am gândit că vulcanul Etna va fi un loc perfect. Cred că am mai spus-o de câteva ori, dar am să o mai spun o dată. Eu fac parte din persoanele care, dacă au luat o decizie, merg până la capăt. Niciodată nu renunță. Ciao Andrei. Arcangelo. Ciao. Ciao Daniela. Am trecut pe aici, bine ai. A, ați mers așa? Da. Vorbiți și română, da? Da, da, da. Scuzați. Scuzați că v-am deranjat. Nimic. Vezi cum? Așa. Nu e nimic, da. Sigur. Așa. Povestiți cât ați mers dumneavoastră prin Europa. Nu. Așa, după aia okay. Te spun. Aici sunt punctele, da? Care ați stat mai mult de, da. 40... Două zile. Mai multe de 2 zile. Ați stat foarte multe. În Italia e plină, da? Da. Ați fost peste Grecia, tot. Grecia și insulă și Turcie. Și în Turcia. E car. Da. Și la Paris, Amsterdam, numai Anglia, nu, Germania, da. Aha,
În Franța nu ați, numai în Paris ați stat. Nu, nu. Și aici, pe litoral. Da, Marseille. Marseille. Am fost două luni. Două luni ați stat în Marseille? Da. Era bine, da? Da. Aveți o istorie rușine. Foarte frumoasă. Da. Domnul italian, cincă vorbește română foarte bine. E, asta e... pentru țară și Polonia mi-e mâncă, lipsesc Polonia. Polonia. Că e mai aproape la noi, nu? Da, da, mai aproape de... Polonia mi-e lipsesc. Mi-e lipsesc. Istanbul am făcut. Și în Bulgarie, nu? La graniță unde am... Ma și Vama Veche, nu e la giornata asta. am lipsit ceva. Hardat ați purtat-o cu dumneavoastră în toată călătorie, da? În toată călătorie. Nu, nu. Acasă ați venit și ați făcut punctele. Nu, în călătorie avea o stradare, o... Am înțeles, o carte de stradă mică. Da. Cu foi. Cu foi multe, că se... Da. Dar erau toate țările în carte, ori luați o țară, după care da. Luați harta de țară, am înțeles. Luam țară unde, spre drum. Da, 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 am înțeles. Danemarca, luam Italia Nord, Germania și Danemarca, Norvegia. Am trecut și pe Vama, sus Göteborg și pe aici. Nu sunt toate. La 18 ani, până la 18 ani ați făcut toate călătoriile astea, da? De la 18. De la 18 până la 26, da? 26, 27. 27. Da. Aproape 9 ani undeva, da? 9 da, ani. Da. Hey, m-a plăcut să înțeleg altă. Să înțelegeți altă cultură, altă, da. Să vedeți alt cum oamenii... Da. Eu vă înțeleg, pentru că mine ba, da. Italienii tot e o altă cultură, pentru că eu am crescut până la 26-25 ani am stat în Moldova, după asta am venit aici. Sunt diferențe. Sunt diferențe, da, da. Acum poate că s-au făcut mai... Mai mici din cauza internetului și bravo, tot. Noi suntem bravo. Legați. S-a legați. Mai globalizat. Da, suntem globalizați. Avem aceeași gândire aproape, da. Da. Aceleași plăceri, aceleași... Da. În muzică, în toate, ne asemănăm foarte tare. Da, da, asemănăm. Asta nu știu dacă e prea... prea bine? Prea bine, da. Deja vedem. Da. Prea, că caracteristică culturală sunt mai importante. Se pierde aspectele culturii, da, e dreptate. Că este un bau-bau? Sí. Sunt importante. Cosa e qua? Questo? Cum se cheamă? E orso. Orso, sì. Quella che è? Elefanti! Elefanti! Che piccolo è! Bau bau, questo! Quello che è? Un cervo! Cervo! Un'arena, no mamma, è un'arena! Questa è la camera! Sei, ciao! Ciao! Fai ciao! Ciao! Cheese! Cheese! Deja am făcut o baie, m-am îmbrăcat într-o pijama și acum cred că am să merg să mă culc. Sunt o familie de oameni foarte, foarte buni. De când sunt aici, sunt doar cu zâmbitul pe buze. Au doi copilași foarte veseli și foarte activi. Sunt deja în pat, vreau să mă culc. Am vorbit cu stăpânii casei și m-am înțeles că mâine vizitez tot Napoli. După care, mâine seară, mă întorc din nou la ei și rămân. Vouă vă mulțumesc că ați privit acest vlog. Dacă doriți, puneți un like, abonați-vă la canal și vă mulțumesc. O seară bună la toți!